Mulțumim lui Dumnezeu care zilnic ne poartă povara, spunea omul lui Dumnezeu, zilnic se îngrijește de noi și ne-a dat posibilitatea aceasta să fim la părtășie în această dimineață. Să citeam această dimineață din cuvântul lui Dumnezeu și am remarcat din Cartea Psalmilor un cuvânt la care am meditat de multe ori și a rămas în minte. Vorbea omul lui Dumnezeu: păzește-mă de păcatul mândriei și astfel voi fi ferit de păcate mari. Mi se pare uneori că mândria e un păcat așa mai mic sau e ceva care mai putem lua câte ceva cu noi. Dar dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, Lucifer își dorea să fie mai presus decât Dumnezeu. Creatorul așezat unde era locul lui, el își dorea să fie mai sus decât Dumnezeu. Vrea să-și schimbe poziția. Dumnezeu nu a acceptat lucrul acesta. E un avertisment pentru fiecare dintre noi, pentru că suntem oameni, frați și surori, și ducem o luptă în fiecare zi. Și e bine să fim atenți la viața noastră. Mereu ne verificăm. Mereu trebuie să facem lucrul acesta, ca să ne asigurăm că suntem în voia lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Așa cum s-a amintit aici, știți că astăzi frații și surorile, o parte din ei, sunt plecați în două direcții la nuntă. Este și familia Druș, care au nuntă în familie, înțeles, la Sebeș. De partea cealaltă este fratele Doboș Daniel, care astăzi încheie legământul de căsătorie cu cea pe care a ales-o. Și le rugăm Dumnezeu să-i binecuvinteze și pe unii și pe alții. Ei acolo, noi aici. Dumnezeu să lase harul lui peste noi astăzi în adunare. Vrem să continuăm slujirea în această dimineață și mă gândeam că uneori suntem tentați să facem multe judecăți, să spunem, orică eu aș fi mai bun sau că celălalt nu-i unde trebuie, dacă este cineva îndreptățit și are dreptul să spun așa, să ne arate cu degetul, este unul singur, Dumnezeu. Să ne dea notă la fiecare dintre noi, El are dreptul să o facă, Iisus Hristos, care a venit în lumea noastră, a trăit aici fără de păcat. El are dreptul că a plătit prețul pentru fiecare dintre noi. Noi nu putem să o facem. Nu putem să o facem, nici să ne judecăm unii pe alții. Are dreptul cuvântul lui Dumnezeu să ne judece. El are dreptul să ne judece. Noi nu avem dreptul acesta. Ori dacă am vrea să spunem cuiva ceva pentru îndreptare, o spunem bazat tot pe cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vine ceva și spune, frate Gorință, uite, mie îmi pare că nu ești pe unde trebuie, nu te încadrezi, pentru că am văzut că faci ceea ce nu scrie aici. Faci împotrivă la ceea ce ai scris. Ridicam ambele mâini și spun, da, frate, cuvântul lui Dumnezeu are dreptate. Tu ai fost un semnal pentru mine, astăzi mulțumesc, dar cuvântul lui Dumnezeu. Și nu mă voi supăra nici eu și el este îndreptățit să o facă asta, dar dacă trecem direct așa că avem noi ceva de spus, mai este loc de comentarii acolo și nu iese bine. Dar când cuvântul lui Dumnezeu, vorbește Apostolul Pavel 2 Timotei 3:16, cuvântul lui Dumnezeu are scopul acesta, să învețe, să îndrepte, să mustre, să dea înțelepciune în neprihănire. Acesta este scopul cuvântului lui Dumnezeu. Deci el o poate face și atunci nimeni nu are nicio supărare. Mă uit cu drag la fratele meu care îl înțeleg că dorește să mă ajute, să mă îndrept. Și asta îmi face bine. Și mie și dumneavoastră. Eu așa înțeleg cuvântul lui Dumnezeu. Atunci este armonie între noi. Nu se mai supără nimeni. Nu mai umblăm cu capul plecat, ne întindem mâna, ne salutăm și mergem mai departe. Înțeleg că fratele îmi vrea binele. Îl socotesc ca unul apropiat care își dorește într-o zi să mă vadă în împărăție împreună cu el. Nu vrea să mă știe pierdut. Și îmi iese înainte. Asta trebuie să o facem toți. Dumnezeu să ne ajute. Dar să facem lucrul acesta din dragoste. Am repetat și o mai spun, că poate unii ați uitat-o. Adevărul nu este primit și este respins de cei mai mulți, pentru că atunci când vrem să-l spunem, îl spunem cu un pic de știu eu. Am prins momentul. O să-i arăt sorei că ea e mai jos decât mine, că și ea o greșit. Poate cândva și ea mi-a zis o vorbă. Nu, să o facem cu dragoste, fraților. Când spunem adevărul cu dragoste, e primit și adevărul ăsta îndreaptă. Adevărul ăsta ne aduce la același numitor și suntem împreună o familie binecuvântată. Dumnezeu să ne binecuvinteze în această dimineață.
Ori de câte ori, frați și surori, remarcați, ori de câte ori cineva rostește o binecuvântare pentru noi, e un mare câștig. Avem ceva de primit în dar de la Dumnezeu. Dacă fratele în dimineața aceasta o da mâna cu dumneata și a spus, Domnul să te binecuvinteze, frate, ai mai primit ceva în plus. Ai mai primit ceva gratuit, nu te costă nimica. Și spui, mulțumesc, frate. Îți doresc la fel, Domnul să te binecuvinteze. Binecuvântarea Domnului îmbogățește, frați și surori. Slăvit să fie Domnul. Eu cred asta. De ce o repet mereu? O spun pentru că cred că asta se întâmplă. Am și văzut-o. Dumnezeu să ne binecuvinteze în timpul cel mai avem de petrecut în dimineața aceasta aici. Haideți să ne unim cu toții în cântarea de laudă, apoi pentru dimineața aceasta la timpul de evangelizare, vor sluji fratele Emil Damian împreună cu fratele Adi Berar. Ne rugăm pentru ei, frați și surori. Spun de fiecare dată lucrul acesta, ne rugăm pentru ei. Să știți, oamenii aceștia vin, noi avem pretenții de la ei, ei sunt oameni ca și noi, ei trebuie să ne dea ceva, dar dacă noi ne vom ruga în această dimineață, Dumnezeu le va da lumină. În Biblie sunt lucruri, unele lucruri, cum spunea și Petru, greu de înțeles, dar Dumnezeu va face lumină în această dimineață, eu cred. Și pentru asta aici unde sunt, mă rog pentru ei, să o facem fiecare dintre noi, că nu-i lucru greu. Deci continuă rugăciunea pentru cei care slujesc. Ne rugăm pentru cei care vor recita poezii, pentru cei care vor cânta. Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea ce se va face în timpul acesta, până la orele 12, pe cei care vor sluji într-un fel sau altul. După ce cântăm, frații vor veni în față și, așa cum au hotărât, vor sluji înaintea Domnului. Amin. Cântare de mărire am în inimă mereu, de când l-am găsit pe Iisus la Calvar. El mi-a dat o dignă sfântă pace sufletului meu și sunt liber fericit prin al său har. Inima mi-a cântat cântarea plină de nespuse bucurii, fericit, mai frumos, nici îngerii nu cântă ca cei din Valea Plângerii. Cât de mult doream să aflu cel adevărat, cineva să-mi ia păcatul dureros. Am aflat că El o sânda la Golgota a purtat și-am venit atunci la cruce bucuros. Inima mi-a cântat mai frumos, nici îngerii nu cântă ca cei din Valea Plângerii. Inima mi-a cântat cântarea plină de nespuse bucurii, fericit, mai frumos, nici îngerii nu cântă ca cei din Valea Plângerii. Slăviți să fie Domnul! Iubiți frați și surori, cei care aveți Scriptura la dumneavoastră, vă rog să o descrideți la 2 Cronici, capitolul 34, începând cu versetul 14 până la 33. Va fi o citire puțin mai lungă, dar vreau să vă spun că
Pe unde trece cuvântul acesta, chiar dacă trece printr-o ureche, iasă pe altundeva, el tot curățește. Tot mai rămâne ceva și vreau să mă folosesc de întreg cuvântul acesta. Găsirea cărții legii. În clipa când au scos argintul care fusese adus în casa Domnului, preotul Hilchia a găsit cartea legii Domnului dată prin Moise. Atunci Hilchia a luat cuvântul și a zis logofătului Șafan: am găsit cartea legii în casa Domnului. Și Hilchia a dat lui Șafan cartea. Șafan a dus împăratului cartea și când a dat socoteală împăratului a zis: slujitorii tăi au făcut tot ce li s-a poruncit. Au strâns argintul care se afla în casa Domnului și l-au dat în mâinile privighetorilor și lucrătorilor. Logofătul Șafan a mai spus împăratului: preotul Hilchia mi-a dat o carte. Și Șafan a citit-o înaintea împăratului. Când a auzit împăratul cuvintele legii, și-a sfâșiat hainele. Și împăratul a dat următoarea poruncă lui Hilchia, lui Ahicam, fiul lui Șafan, lui Abdon, fiul lui Mica, lui Șafan, logofătul, și lui Asaia, slujitorul împăratului: duceți-vă și întrebați pe Domnul pentru mine și pentru rămășița lui Israel și Iuda, cu privire la cuvintele cărții acesteia care s-a găsit, căci mare mânie s-a vărsat peste noi din partea Domnului, pentru că părinții noștri n-au ținut cuvântul Domnului și n-au împlinit tot ce este scris în cartea aceasta. Hilchia și cei trimiși de împărat s-au dus la prorocița Hulda, nevasta lui Shalum, fiul lui Tochehat, fiul lui Hasra, străjerul veșmintelor. Ea locuia la Ierusalim, în cealaltă mahala cetății. După ce au spus ce aveau de spus, ea le-a răspuns: așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel. Spuneți omului care v-a trimis la mine: așa vorbește Domnul. Iată, voi trimite nenorociri peste locul acesta și peste locuitorii lui, și anume toate blestemele scrise în cartea care s-a citit înaintea împăratului lui Iuda, pentru că m-au părăsit și au adus stămâi altor dumnezei, mânăindu-mă prin toate lucrările mâinilor lor. Mânia mea s-a vărsat asupra acestui loc și nu se va stinge. Dar să spuneți împăratului lui Iuda care v-a trimis să întrebați pe Domnul: așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel cu privire la cuvintele pe care le-ai auzit. Pentru că ți s-a înduioșat inima, pentru că te-ai smerit înaintea lui Dumnezeu când ai auzit cuvintele rostite de El împotriva acestui loc și împotriva locuitorilor lui, pentru că te-ai smerit înaintea mea, pentru că ți-ai sfâșiat hainele și ai plâns înaintea mea și eu am auzit, zice Domnul. Iată, te voi strânge lângă părinții tăi, vei fi adăugat în pace în mormântul tău și nu vei vedea cu ochii tăi toate nenorocirile pe care le voi trimite peste locul acesta și peste locuitorii lui. Ei au adus împăratului răspunsul acesta. Împăratul a strâns pe toți bătrânii din Iuda și din Ierusalim, apoi s-a suit la casa Domnului cu toți oamenii lui Iuda și cu locuitorii Ierusalimului, cu preoții și leviții și cu tot poporul, de la cel mai mare până la cel mai mic. A citit înaintea lor toate cuvintele cărții legământului care se găsise în casa Domnului. Împăratul stătea pe scaunul lui împărătesc și a încheiat legământ înaintea Domnului, îndatorindu-se să urmeze pe Domnul și să păzească poruncile lui, învățăturile lui și legile lui din toată inima și din tot sufletul lui și să împlinească cuvintele legământului scrise în cartea aceasta. Și a făcut să intre în legământ toți cei ce se aflau în Ierusalim și în Beniamin. Și locuitorii Ierusalimului au lucrat după legământul lui Dumnezeu, legământul Dumnezeului părinților lor. Iosua a îndepărtat toate urăciunile din toate țările copiilor lui Israel și a făcut ca toți cei ce se aflau în Israel să slujească Domnului Dumnezeului lor. În tot timpul vieții lui nu s-au abătut de la Domnul Dumnezeul părinților lor. Amin. Așa cum stăm în picioare, va trebui, frați și surori, să cerem îndurarea lui Dumnezeu. Și într-un mod deosebit călăuzirea Duhului Sfânt în predicarea Evangheliei. Avem aici o schiță, am pregătit câte ceva, dar Dumnezeu este acela care cunoaște inima fiecăruia, cunoaște trăirea fiecăruia și vreau în această zi pâinea celor mari să fie împărțită fiecăruia după voia și după plăcerea lui Dumnezeu. Doamne Tată din ceruri, Tu care stăpânești pe...
Vă rugăm să le ocupați locurile. Vom avea o timp de laudă și închinare, vom cinsti pe Domnul cu darul care l-am adus la altar. Cei ce au venit să cânte spre slava Domnului sau să recite, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Cântă cu toții o cântare spre slava Domnului, apoi familia Bozdoc laudă numele Domnului, fratele Levi de asemenea, fratele Adioan, dacă are o cântare, Domnul să-l binecuvinteze, sora Diana, dacă are o poezie spre slava Domnului, și apoi ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Nădejdea mea e Dumnezeu, puterea Lui e mare. Prin dragostea și harul Său, nădăjduie și cânt mereu, căci a salvat sufletul meu din veșnica pierzare. Prin dragostea și harul Său, nădăjduie și cânt mereu, căci a salvat sufletul meu din veșnica pierzare. Licărire infinit e viața mea întreagă, dar pentru mine s-a jertfit Iisus, din cer m-a mântuit și o viață fără de sfârșit de veșnicii mă leagă. Dar pentru mine s-a jertfit Iisus, din cer m-a mântuit și o viață fără de sfârșit de veșnicii mă leagă. Țărână trecătoare sunt, dar cred în nemurire, căci Duhul Celui veșnic sfânt îmi dă putere și avânt să pot pleca de pe pământ din lucire, căci Duhul Celui veșnic sfânt îmi dă putere și avânt să pot pleca de pe pământ dincolo strălucire. Sunt că spre țara mea, cu Domnul la mi-scântă. Mie călăuză dreapta sa, o, Doamne, Tu nu vei lăsa, nici când să cadă în lupta grea, ființa mea plăpând. Călăuză dreapta sa, o, Doamne, Tu nu vei lăsa, nici când să cadă în lupta grea, ființa mea plăpândă. În glas de ciocârlii duios și-n puie
las de jos. Iubirea sfânta lui Hristos o simt tot mai aproape. În flori și tot ce mai frumos, în cei răscumpărați de jos, iubirea sfânta lui Hristos o simt tot mai aproape. Vine o zi, vine-n curând, când cel ce-a înviat va reveni. Orice popor, din orice neam, îl vor vedea, dar mulți vor auzi. Iisus Hristos, luceafărul puternic, va răsări din nou pentru cei sfinți. Și atunci acolo slava sa cerească îi va lua pe cei ce-s pregătiți. Iisus Hristos, luceafărul puternic, va răsări din nou pentru cei sfinți. Și atunci acolo slava sa cerească îi va lua pe cei ce-s pregătiți. N-a mai rămas decât puțin, că semnele acum se prevestesc. Cuvântul Sfânt s-a devenit, Iisus Hristos din nou va reveni. Iisus Hristos, luceafărul puternic, va răsări din nou pentru cei sfinți. Și atunci acolo slava sa cerească îi va lua pe cei ce-s pregătiți. Iisus Hristos, luceafărul puternic, va răsări din nou pentru cei sfinți. Și atunci acolo slava sa cerească îi va lua pe cei ce-s pregătiți. Astăzi cu toți vă pregătiți, căci ușa harului nu s-a închis. Mai este loc la nunta sa, nu neglija că atunci vei regreta. Iisus Hristos, luceafărul puternic, va răsări din nou pentru cei sfinți. Și atunci acolo sa cerească îi va lua pe cei ce-s pregătiți. Iisus Hristos, luceafărul puternic, va răsări din nou pentru
și sfinți. Și atunci acolo slava sa cerească, îi va lua pe cei ce-s pregătiți. Nu-i ușor să urci pe munte când cei mulți coboară în jos. Nu-i ușor să mergi spre țintă când cei mulți n-au pe Hristos. Nu-i ușor, dar ajutorul îl dă azi Iisus Hristos. El e-n veci biruitorul, cu El ești victorios. Nu-i ușor, dar ajutorul îl dă azi Iisus Hristos. El e-n veci biruitorul, cu El ești victorios. Nu-i ușor să ai credință din ce auzi și ce nu vezi. Nu-i ușor să aștepți un lucru când tu pe deplinul crezi. Nu-i ușor, dar ajutorul îl dă azi Iisus Hristos. El e-n veci biruitorul, cu El ești victorios. Nu-i ușor, dar ajutorul îl dă azi Iisus Hristos. El e-n veci biruitorul, cu El ești victorios. Nu-i ușor să mergi pe drumul plin de noapte și noroi, să-ți păstrezi haina curată pentru ziua de apoi. Nu-i ușor, dar ajutorul îl dă azi Iisus Hristos. El e-n veci biruitorul, cu El ești victorios. Nu-i ușor, dar ajutorul îl dă azi Iisus Hristos. El e-n veci biruitorul, cu El ești victorios. Nu-i ușor să lupți cu tine, nu-i ușor a te smeri, să renunți de tot la sine, nu-i ușor a reuși. Nu-i ușor, dar ajutorul îl dă azi Iisus Hristos. El e-n veci biruitorul, cu El ești victorios. Nu-i ușor, dar ajutorul îl dă azi Iisus Hristos.
El e-n veci miruitorul, cu El ești victorios. Mai sus de stele, mai sus de nori, eu merg spre țara veșnicei splendori, spre locul veșnic de El promis, spre țara sfântă, spre paradis. Acolo unde nu sunt dureri, nici griji, nici lacrimi, ci sfinte mângâieri. Acolo unde e împărat Iisus Mesia cel minunat. Acolo unde nu sunt dureri, nici griji, nici lacrimi, ci sfinte mângâieri. Acolo unde e împărat Iisus Mesia cel minunat. Din col de zare, din col de apus, e al meu soare, al meu drag Iisus. Plutind pe marea cea de cristal, eu merg pe Domnul, ce mare har. Acolo unde nu sunt dureri, nici griji, nici lacrimi, ci sfinte mângâieri. Acolo unde e împărat Iisus Mesia cel minunat. N-ai vrea și tu doar, amicul meu, să ajungi în ceruri sus cu Dumnezeu. Acolo unde e împărat Iisus Mesia cel minunat. Acolo unde nu sunt dureri, nici griji, nici lacrimi, ci sfinte mângâieri. Acolo unde e împărat Iisus Mesia cel minunat. Acolo unde nu sunt dureri, nici griji, nici lacrimi, ci sfinte mângâieri. Acolo unde e împărat Iisus Mesia cel minunat. Cartea vieții, Biblia, care înseamnă viață, de păcat să te desparți te învață, iar păcatul, care înseamnă moarte, pe cel rău de Biblie îl desparte. Biblia e țarina fertilă, ce rodește mângăieri și milă pentru doborâții de întristare, bucurie și înviorare. Biblia e nou îndemn la luptă,
pentru cel căzut, cu lancia ruptă. Ea zvântează lacrima pe geană și alină fiecare rană. Biblia e semnul la răscruce ce arată calea care duce către țara unde călătorul pleacă să-și găsească Salvatorul. Biblia și ieri, și azi, și mâine, pentru cei flămânzi, înseamnă pâine. Celor arși de sete în pustie, ia-i răcoritoarea apă vie. Biblia e dragostea paternă, căpătâi celui ce n-are pernă, vindecare ia din ea bolnavul și eliberare află sclavul. Biblia e scrisoarea așteptată, fericire ea dă fără plată. Biblia este eterna carte, ea oferă viață fără moarte. Celui ce a dezlegat misterul, strălucind, îi revelează cerul. Frate, ai și inimă și minte. Cartea ți iese astăzi înainte. Cât aș vrea să te încălzească dorul, să-i descoperi și tu autorul. El e cel ce a plămădit din tine chipul tău de vis și de lumină. El ți-a dat ureche să auză tot ce spune cartea călăuză. Dar puterea de a o înțelege și între da și nu de a alege, primesc doar cei în care coboară Duh din cer să-i nască a doua oară. Tată, ce dai ploaie și căldură și la sfinți și celor ce te înjură, milei tale salte-i stăvilarul și revarsă peste lume harul. Să sfâșie în văluri și pe ceți ce-au ținut închisă cartea vieții și îmbrăcați de tine în albă haină, să intrăm cântând în marea taină. Amin. Dacă ar fi să încep în dimineața aceasta să povestesc unor copii textul care s-a citit astăzi aici, probabil că aș începe așa. S-a întâmplat pe vremea împăratului Iosia, când de la 8 ani era împărat, să reconstruiască sau să remedieze, sau în vocabularul nostru, să renoveze tot ceea ce s-a întâmplat în templu. Și împăratul acela, când a ajuns împărat, avea puțini ani. Știe cineva câți ani avea împăratul pe vremea când s-a început renovarea casei? Scrie în Biblie. Iosia avea 8 ani. 8 ani împărat. Dar pentru că de data aceasta nu vorbesc unor copii care nu știu și cuvântul lui Dumnezeu pentru noi nu trebuie să apară o poveste întâmplătoare care să ne atragă atenția, să fim curioși ce s-a întâmplat acolo și atunci. Cuvântul lui Dumnezeu pentru noi astăzi am ales să îl numesc bucurie sau întristare. Bucurie sau întristare. La auzirea unei vești, unii se bucură, alții se întristează. Când două echipe joacă fotbal sau orice alt sport, una
câștigă, cealaltă pierde. Unii se bucură, sunt plini de bucurie și entuziasm, ceilalți ați văzut plângând, stând acolo și parcă nemai putând să-și ridice moralul. De data aceasta, în textul care nouă ni s-a prezentat destul de lung și totuși nu este lung, a fost și mai lung în momentul când s-a găsit cartea aceasta, a stat poporul de dimineață și până la amiază. Da, eu am citit că până la amiază, dar am să-l citesc din nou ca să vedem. Și eu așa am știut că până seara. Dar am citit și am vrut să mă documentez, să văd. E până seara, cum am știut eu, că vedeți dumneavoastră, după ureche, noi auzim multe lucruri și spunem noi așa, așa o zis în predică. Așa am auzit. Dar probabil niciodată n-am încercat să mă documentez, să mă argumentez că tot ceea ce s-a spus de aici, pot și eu să greșesc, pentru că cunoștințele mele sunt limitate și orizontul meu nu este probabil suficient de deschis pentru ca toată lumea să înțeleagă. Dar Dumnezeu, cum spunea fratele Goriță, putea să lumineze pe cei ce predică și pe noi cei ce ascultăm, să înțelegem clar cuvântul lui Dumnezeu. Cei din Berea mergeau acasă și spuneau, ia să văd dacă fratele Emil o zis chiar corect. Până la amiază? La amiază își dau drumul acasă să meargă, să mănânce, că erau flămâni și o stat în picioare și o asculta cuvântul lui Dumnezeu. Mie mi-a trecut prin cap un gând când am citit textul acesta și mă gândeam, n-am să vă țin în picioare, dar îmi iau cartea Deuteronomului toată și o să citesc un capitol, două, trei și o să spuneți unii dintre dumneavoastră, fratele Emil chiar n-are ce spune? Deci noi știm să citim acasă. Dar dați-mi voie să vă întreb. Câți dintre dumneavoastră în anul acesta a citit cartea Deuteronomului? Nu-mi răspundeți. Întrebați-vă. Pentru că atunci când logofătul sau spunem noi secretarul din zilele noastre o găsit acolo cei ce căuta pe acolo găsit cartea, o adus-o preotului Hilchia și a zis preotul: ia citește, ce scrie aici? Îi citește? După ce îi citește lui, zice, acum adu-i împăratului să citească și el. Să asculte și el ce scrie în cartea asta. Și ce credeți dumneavoastră? Pe mine mă întreabă, ce credeți că scria în cartea aceea? V-ați spus întrebarea, ce scria în cartea aceea? Pentru că în momentul când împăratul aude ce era scris în cartea aceea, ce face? Sfâșie ainele. La o veste atât de importantă pentru el, încât un împărat, și când el aude cartea citindu-se, dați-mi voie să vă spun că sunt 6 ani de căutări acolo în Ierusalim, să scoate de acolo, să scormonească, vorbind vocabularul nostru mai popular, tot argintul și aurul care acolo, și abia după 6 ani de zile, găsesc acolo cartea aceasta a legii. La 8 ani de zile după ce împăratul ajunge, deci avea vreo 16 ani, când împăratul ajunge să înțeleagă că de fapt casa asta a Domnului trebuie pusă la punct. Deci sunt lucruri aici în casa lui Dumnezeu care nu sunt la o rânduială, sunt neorânduite. Spunem noi, este un dezastru. Și atunci împăratul ăsta care o dorit să trăiască după toate învățăturile împăratului David, după inima lui Dumnezeu. Și a început să dea afară, să lucreze. Și a lucrat un an, și a lucrat doi, și cinci. Și al 18-lea an, după 6 ani de căutări, găsește cartea aceasta. Și când găsește cartea aceasta, știți ce era scris acolo în cartea aceasta? Dați-mi voie să vă citesc. Și nu vă supărați dacă citirea nu o să fie chiar scurtă. Dar vă rog să
cuvântul acesta pentru dumneavoastră, pentru noi toți, să fie cuvântul acela de bucurie sau întristare. Dar totuși, la urma urmei, împăratul lua niște juruințe. Și ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Înnoirea legământului. Deuteronomul, capitolul 29. Iată cuvintele legământului pe care a poruncit lui Moise Domnul să încheie cu copiii lui Israel în țara Moabului, afară de legământul pe care îl încheiase cu ei la Horeb. Deci cartea aceasta au găsit-o ei acolo. Și din cartea asta a început și în urma citirii cărții, împăratul Iosia își fâșie hainele. Și zice, Moise a chemat pe tot Israelul și le-a zis. Și acum, ați auzit și dumneavoastră și am auzit și eu spunându-se, mai crezi tu cartea aia? Păi acum, în secolul 21, tu mai crezi ce scrie acolo în cartea aia? Tu, împărat al unui popor așa de mare, tu chiar crezi? Ce te determină pe tine să sfârși hainele, să spui păcatului că e păcat și că răului rău și binele-i bine? Te determină ceva? Nu cumva Duhul lui Dumnezeu care l-a pus în mine și în dumneavoastră mă face să-mi sfârși hainele și să mă doară pentru toate lucrările care se întâmplă, pentru toate nenorocirile care sunt și pentru lucrurile care se întâmplă de multe ori între noi, zice, păi, nu pot să faci rânduială. Că dacă încep să faci cumva rânduială, se întâmplă un dezastru. Dar dați-mi voie să vă spun că acolo în casa, în templul ăla, era dezastru. Și împăratul ăsta a vrut să facă rânduială. Citim mai departe. Ați văzut tot ce a făcut Domnul sub ochii voștri în țara Egiptului lui Faraon, tuturor supușilor lui și întregii lui țări. Marile încercări pe care ți le-au văzut ochii, minunile și semnele acelea mari. Ne-am auzit și astăzi aici de minunile care Dumnezeu le face cu noi. Te scoate de sub roțile unei mașini. Te scoate din groapa unde a căzut peste tine lucrurile care nimeni n-ar fi putut să le ridice. Te-a ridicat mintea ta și ți-a limpezit mintea de gândurile care erau cuprinse în fiecare zi și nimănui n-ai putut să le spui și o vin Domnul și o zis, eu îți spăl mintea și inima ta o fac curată. Și Domnul ne-a scos pe noi de acolo. Și ne bucurăm sau ne întristăm? Doamne, binecuvintează-ne! Totuși El zice, eu v-am călăuzit 40 de ani în pustie, hainele nu vi s-au învechit pe voi și încălțămintea nu vi s-a învechit în picior. Pâine n-ați mâncat și n-ați băut nici vin, nici băutură tare ca să cunoașteți că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Ați ajuns în locul acesta, Sihon, împăratul Ezbonului și Og, împăratul Basanului și ne-au ieșit înainte ca să ne bată și i-am bătut. Le-am luat țara și am dat-o în stăpânire rubeniților, gadiților și la jumătate din seminția manasiților. Să păziți dar cuvintele legământului acestea și să le împliniți ca să izbutiți în tot ce veți face. Când vom putea noi izbuti? În cartea aceasta legii eu sau unul copt nu s-a depărtat de gura ta. Cugeta asupra ei zi și noapte căutând să faci tot ce este scris în ea. Că atunci vei izbuti în toate lucrările tale, atunci vei lucra cu înțelepciune și Domnul îți va da biruință. Când? Când păzești, nu te abați de la legea Domnului. Astăzi stați înaintea Domnului Dumnezeului vostru. Voi, toți căpetenele seminților voastre, bătrânii voștri, mai mari oștirii voastre, toți bărbații din Israel, copiii voștri, nevestele voastre și străinul care este în mijlocul taberei tale, de la cel ce-ți taie lemne până la cel ce-ți scoate apă. Știți dumneavoastră că acolo erau o seminție de oameni care nu erau puși la lucru decât la ce? La cărat lemne, tăiat lemne și cărat apă. Știți cine erau aceștia? Acum mă scuzați tinerilor. Mi-mi place să interacționez așa. Da, mulțumesc. Erau gabaoniții, care au venit și au dat drept apropiața lui Israel și când au fost cercetați, au zis, a, voi nu sunteți de ai noștri,
Păi da, noi vrem să fim buni, deci dacă voi vreți să fiți dintre noi, știți ce? O să rămâneți între noi pentru că noi am făcut un legământ cu voi, nu o să vă dăm afară pentru că am făcut și am jurat înaintea lui Dumnezeu, dar o să stați tot timpul să ne slujiți nouă, cu alte cuvinte. Și erau acolo și lor le vorbește cuvântul lui Dumnezeu. Copiii voștri, nevestele, așa, stai ca să intri în legământ cu Domnul Dumnezeul tău, în legământul acesta încheiat cu jurământ și pe care Domnul Dumnezeul tău îl încheie cu tine în ziua aceasta. Vorbește mie ceva cu Dumnezeu. Poți să încheie Dumnezeu un legământ cu mine astăzi? Zic, Doamne, ajută-ne ca orice cuvânt care vine de sus, nu de la mine. Dacă vine de la mine, s-ar putea pe tot să vă întristeze sau să fiți dezamăgit. Dar dacă vine din partea Domnului, zic, Doamne, binecuvintează cuvântul care este din partea Ta și aici, în această zi, se ia o hotărâre sinceră înaintea Ta. Ca să te facă azi poporul Lui și El să fie Dumnezeul tău, cum ți-a spus și cum a jurat părinților tăi, Avram, Isaac și Iacov. Nu numai că voi încheia legământul acesta încheiat cu jurământ, ci atâta cu cei ce sunt aici, printre noi de față în ziua aceasta, înaintea Domnului Dumnezeului nostru, cât și cu cei ce nu sunt aici printre noi în ziua aceasta. Știți cum am locuit în țara Egiptului și cum am trecut prin mijlocul neamurilor pe care le-a străbătut. Ați văzut rugăciunile și idolii lor, lemnul și piatra, argintul și aurul care erau la ele. Să nu fie între voi niciun bărbat, nici femeie, nici familie, nici seminție, a căror inimă să se abată azi de la Domnul Dumnezeul nostru, ca să se ducă să slujească Dumnezeul în neamurilor acelora. E lungă citirea, nu? Am citit câteva minute și m-am gândit, poporul acela, când a auzit împăratul cuvintele acestea, care le rostez eu, de care le-am citit, și citirea e lungă și ar vrea să-l lași pe fratele Adi. Cred că Domnul i-a pus și lui ceva și l-a luminat și zic, Dumnezeu să-l binecuvinteze, să-i dăruiască lumină în dezbaterea cuvântului Dumnezeu ca noi să înțelegem. Dar ce s-a întâmplat în urma acestei citiri? Asta am citit doar o parte dintr-un capitol, nu din toată cartea, că acolo zice, o găsi cartea, nu capitolul. Și a început să citească cartea. Împăratul când a auzit, o zis că o trimis pe slujitori de acolo, pe preoți, i-o trimis să caute un proroc, să caute pe cineva să le spună, acum ce să facem? Noi vrem să-L slujim pe Domnul, noi vrem să ne predăm Lui cu toată inima, vrem să fim plăcuți Lui, dar ce să facem, cum să facem? Pentru că o citit ce a făcut Dumnezeu cu poporul, cum l-a scos, cum le-au ajutat, cum au fost cu ei și acum totuși în casa Domnului se întâmplau niște lucruri care se închinau altor Dumnezei. Și Iosia a vrut să scoată tot ce-i rău de acolo și să se închine Domnului Dumnezeului care o scos din Egipt. Și trimite la această prorociță la Hulda și spune, mergeți, spuneți celui ce v-a trimis. Ce să-i spun? Să spună că mă bucur că o veni la mine. Merge și spuneți-i că am văzut. Și ce-a văzut Domnul? Dar să spuneți împăratului Iuda care va trimis să întrebați pe Domnul, așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel cu privire la cuvintele pe care le-ați auzit. Pentru că, ți s-a îndoișat inima, pentru că te-ai smerit înaintea lui Dumnezeu, când ai auzit cuvintele rostite de El împotriva acestui loc și împotriva locuitorilor lui, pentru că te-ai smerit înaintea mea, și pentru că ți-ai sfâșiat hainele și ai plâns înaintea mea și eu am auzit, zice Domnul. Deci Domnul vede durerea și suferința noastră. Dumnezeu se uită și acum la noi și vede cu câtă simpatie sau cu câtă apatie ascultăm cuvântul care este pentru noi acum și aici.
Pentru ei a fost atunci și acolo. Dar pentru noi, acum și aici, dacă nu vorbește cuvântul lui Dumnezeu mie, înseamnă că a fost pentru ei. Dacă era pentru ei, dați-mi voie să vă spun, nu mai rămânea scris în cartea aceasta. Ca noi să învățăm. Și ce putem învăța noi de aici? Am zis, noi nu ne închinăm altos Dumnezei. Noi nu merim pe înălțim să aducem tămâie și alte jerfe. Nu, nu! Dar facem altceva, care atunci nu era vorba de telefoane mobile. Nici vorba de așa ceva. Nu mergeau la spectacole care, nu știu, erau de altă natură. Dar cum ne închinăm noi astăzi, Domnului, în Duh și în adevăr? Pentru că cuvântul Dumnezeu ne spune așa, adevărați închinător se închină mie în Duh și în adevăr. Doamne, binecuvintează-ne să ne putem închina ție în Duh și în adevăr. Și apoi împăratul acesta o lua niște hotărâri. Împăratul stătea pe scaunul lui împărătesc și a încheiat legământ înaintea Domnului, îndatorându-se. Adică îndatorându-se, făcând niște juruințe. Cum mă pot îndatora eu față de Dumnezeu? Făcând niște legăminte față de El și căutând să le împlinesc. Zice, îndatorându-se să urmeze pe Domnul și să păzească poruncile Lui, învățăturile Lui și legile Lui. Cum? Din toată inima și din tot sufletul lui și să împlinească cuvintele legământului scrise în cartea, spui-o, în cartea Deuteronomului. În cartea aceasta. Și a făcut să intre în legământ toți cei ce se aflau în Ierusalim. Deci i-a pus cu alte cuvinte pe toți să jure și să spună, noi nu ne vom lepăda, noi vom rămâne cu Domnul, orice se va întâmpla, noi de Domnul nu ne lăsăm. Și câți dintre noi n-am zis așa? Orice s-ar întâmpla, de Domnul nu mă las. Și-o vint o strâmtorare, și-o vint o necaz, și-o vint o frământare și ai zis, numai de data asta. Nu, nu. O zis că o adunat pe toți împăratul și împăratul ăsta a vrut să facă ceea ce îi place Domnului. Și zic, Domnul să ne binecuvinteze pe noi, să căutăm să facem ce-i place Domnului. Noi ne place de multe ori multe lucruri și căutăm să le împlinim. Când erau copiii mei mai mici, ziceam către Flaviu, băi Flaviu, nu-i bine așa, păi dacă așa îmi place mie. Voi nu spuneți așa la părinții voștri, da? Dumnezeu să vă binecuvinteze. Păi dacă așa îmi place mie. Îți place? Dar nu tot ceea ce îmi place mie, să mă uit în concordanță, este cu ceea ce îi place și lui Dumnezeu. Dacă la Dumnezeu îi place ceea ce îmi place și mie. Dacă fac ceea ce îi place lui Dumnezeu, să mă închin lui în Duh și în adevăr, știu cu siguranță că asta îi place lui. Și dacă vă veți face așa, veți fi binecuvântați de Domnul pentru că împliniți capitolul ăla din Efeseni, unde spune Efeseni 6. Ascultați în Domnul de părinții voștri. De ce? Și este drept. E drept să ascult de părinți, e drept. Și mai e ceva acolo, condiție extraordinar de bună și de faină. Ca să fii fericit și să trăiești multe zile pe pământ. Fericit! O să trăiești multe zile pe pământ, dar nefericit. Și aici Biblia spune să trăiești multe zile și fericit. Și cred că toți care suntem astăzi aici vrem să fim fericiți. Care nu vrea să fie fericit? Niciunul, slăvit să fie Domnul. Mă bucur pentru că noi toți vrem să fim fericiți. Dar știți cum? Fericiți și multe zile pe pământ. Dumnezeu să ne binecuvinteze și hotărârile care noi le luăm de a-L sluji pe Dumnezeu. Cu cumpătate, dreptate, evlavie, grăbind și așteptând fericita noastră nădejde și așteptarea Marelui nostru Mântuitor, Iisus Hristos Domnul. Domnul să ne binecuvinteze. Să luăm aminte totdeauna la citire, cum citim, când citim și apoi la împlinire să nu ne lăsăm să fim nici leneși, nici neroditori. Amin. Mulțumim Domnului pentru cuvintele minunate ce ni le-a dăruit în această dimineață și suntem în așteptare. Noi credem că Domnul va continua să ne vorbească la sfârșitul acestei slujbe. Haideți să ne unim în cântarea de laudă cu toții.
Apoi rugăm tinerii să laude numele Domnului, fratele Claudiu Sârbu de asemenea va cânta spre slava Domnului și apoi vom asculta cuvântul lui Dumnezeu rostit de fratele Adi. Domnul să-l binecuvinteze. Amin. În orice zi și în orice clipă, căci Tu ești viața sufletului meu și harul care mă ridică, Te-are Yeah.
viața e mâna ta. Cântarea pe care aș dori să o cânt în această dimineață cu ajutorul lui Dumnezeu are câteva versuri care se potrivesc cu cuvântul care s-a citit în această dimineață. Știu că este o cântare cunoscută și de multe ori se cântă în biserică, dar nu cred că asta este important, cât de mult se cântă o cântare în biserică, ci cum se cântă și ceea ce ne vorbește cântarea care se aduce înaintea Domnului și înaintea noastră. Cântarea spune în strofă: lipește-mi, Doamne, sufletul de Tine mai mult ca floarea veșnică de stânci. Se vorbea despre reînnoire și se va vorbi în continuare. Aș dori cântarea pe care o vom cânta cu toții, nu numai eu, să o cântăm din inimă și să o aducem înaintea Domnului ca o rugăciune. Doamne, ne dorim să ne lipim mai mult sufletul de Tine. Ne dorim ca viața noastră să nu fie o viață trăită numai pentru a fi trăită, trăită oricum, ci să fie o viață prin care noi să Te onorăm pe Tine, o viață prin care noi să Te slăvim pe Tine. Și zic ca Domnul să ne ajute din toată inima ca să ne lipim sufletul nostru de Dumnezeu. Amin. Lipește-mi, Doamne, sufletul de Tine mai mult ca floarea veșnică de stânci. Să uit de ani, de lume și de mine, privind adânc în ochii Tăi adânc. Lipește-mi, Doamne, sufletul de Tine, din visul meu să nu mă mai deștept, să simt și slava zărilor senine și inima de om ce-ți bate-n Pește-mi, Doamne, sufletul de Tine, ca piun levit de altarul Său divin, să n-am nici plug în văi, nici hol de pline, ci Tu să-mi fii și pâine-n veci și vin. Lipește-mi, Doamne, sufletul de Tine, din vis.
visul meu să nu mă mai deștept, să simt și slava zărilor senine, din inima de om ce-ți bat în piept. Lipește-mi, Doamne, sufletul de tine, din visul meu să nu mă mai deștept, să simt și slava zărilor senine și inima de om ce-ți bate în piept. Iubește-mi, Doamne, sufletul de tine, ca pe o ființă smulsă de la greu. Ridică-mă din valea de suspine și ascunde-mă cu tine, Dumnezeu. Lipește-mi, Doamne, sufletul de tine, din visul meu să nu mă mai deștept, să simt și slava zărilor senine și inima de om ce-ți bate în piept. Lipește-mi, Doamne, sufletul de tine, din visul meu să nu mă mai neștept, să simt și slava sărilor senine și inima de om ce-ți bate în piept. Legea Domnului este desăvârșită și înviorează sufletul. Orânduirile Domnului sunt fără prihană și veselesc inima. Poruncile Domnului sunt curate și luminează ochii. Ele sunt mai de preț decât aurul, decât mult aur curat. Robul tău primește și el învățătura de la ele. Pentru cine le păzește, răsplata este mare. Ăsta e cuvântul lui Dumnezeu, frați și surori. Pentru cine le păzește, răsplata este mare. Credem din toată inima că noi suntem oameni care ne mulțumim cu ce avem, cu mâncarea, cu haina, cu îmbrăcămintea și cu locul în care suntem, dar dorim o răsplată mare în ceruri. Dumnezeu să ne binecuvinteze la aceasta. Să știți că iar mă gândeam și eu când am citit textul din această dimineață, mă gândeam acasă, și fratele mi l-a amintit aici, ce-ar fi dacă cineva ar citi jumătate de zi? E adevărat, fratele mi l-avea dreptate, până la jumătatea zilei s-o citi Scriptura în Emia, capitolul 8, cu versetul 3. Oare câți dintre noi n-ar trebui să ne tragă de mânică că am adormit de-a binelea la citirea acestui cuvânt? Vedeți, dumneavoastră, frați și surori, în multe lucruri ne asemănăm cu poporul Israel. Când le mergea bine, și întorceau cu spatele la Dumnezeu și păcătuiau. Așa suntem și noi. Când se întorceau la Dumnezeu, însă poporul acesta avea ceva deosebit la care tot râvnesc și așa de mult mi-ar place să fim și noi ca ei în privința aceasta. Poporul ăsta când se întorcea la Dumnezeu, se întorcea ca un singur om. Au fost capabili în vremea aceea când s-a citit Scriptura de dimineața până la amiaz, afară ploua și era rece. Poporul acesta, în clipa când Ezra, preotul, a deschis Scriptura, s-a ridicat în picioare. Când preotul Ezra a binecuvântat pe Dumnezeu, poporul și-a ridicat mâinile și a zis amin, amin și s-au închinat cu fața până la pământ. Pentru că știau în fața cui s-au adunat. Și ei mai știau ceva ce noi știm, dar uităm de multe ori.
să citea cuvântul care avea puterii să-i binecuvinteze sau s-a citit cuvântul care avea puterii să aducă asupra lor blestemele. Un om care e tare cunoscut la noi în România, e predicator național, spunea odată că Dumnezeu nu blesteamă. Eu am citit scris că trecea Iisus pe lângă un smochin și l-a blestemat, a zis, în viac să nu mai dai rod în tine. Și așa a fost. Am găsit scris că Dumnezeu a hotărât să împartă poporul în două tabere. Pe o parte i-a pus pe unii să aducă binecuvântarea și pe alții să rostească blestemul. Pentru că Dumnezeul acesta are o lege, frați și surori, de care neapărat va trebui să luăm aminte. Vă întreb în această zi, la modul cel mai serios, în inima dumneavoastră, răspundeți-vă și în cugetul dumneavoastră, legea care s-a citit, orânduirile despre care s-au vorbit, a înviorat inima? S-a umplut inima de bucurie în această dimineață? Maică mea acum e acasă, vreo trei zile, a luat doar perfuzii, n-am mâncat, n-a băut nimic. Știți ce greu intră o jumătate de filet de pâine? Nu poate să mănânce o jumătate. Știți de ce nu mai încape cuvânt în noi, frați și surori? Ne hrănește telefonul, ne hrănesc predicele de pe internet, nu mai stăm cu cuvântul acesta în față să avem lupta aceea, Doamne, nu înțeleg versetul acesta și atâta să-l citești, să te rogi, să plângi înaintea lui Dumnezeu până să se descoperă poporul lui Dumnezeu că am lăsat, iubiții mei, frați și surori, în deletnicirea aceasta. Și vreau să vă spun că se vede. În această dimineață n-am niciun gând să aduc nicio mustrare nimănui. Mai vrednic de mustrare sunt eu ca toți. Dar, frați și surori, în dimineața aceasta mi s-a atras atenția asupra acestor întâmplări care au fost scrise. Pentru că poporul acesta prea iubit de Dumnezeu, știți ce spunea Domnul Iisus, Dumnezeu despre poporul Israel? Voi sunteți lumina ochilor mei. Știți cât s-au atins de poporul acesta? Foarte mult. Și astăzi se mai ating foarte mulți. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu i-a îngăduit că n-au împlinit tot ce este scris în cartea aceasta. Și vreau câteva lucruri în această dimineață, frați și surori, să vorbim din acest cuvânt care l-am citit. Este o întâmplare foarte interesantă. Nu mai era carte în Israel, nu mai era Biblie. Deci cuvântul, interesul pentru cuvântul lui Dumnezeu a scăzut atât de tare încât nici preoții nu mai aveau cuvântul. Nici la preoți nu se mai găsea Biblia, nimeni nu mai era interesat. Dar ce s-a întâmplat? Venise încep istoria de la Ahab, un împărat foarte rău. Ăsta a mers până acolo încât a dus în casa lui Dumnezeu idoli și altare și la un moment dat a zis, închid biserica, nu se mai închină nimeni la Dumnezeu în locul acesta. Și Dumnezeu a adus peste el blestemele care sunt scrise în cartea aceasta și spune Scriptura, chiar atunci când a fost greu apăsat și încercat, în loc să se zmerească, a făcut și mai mult rău înaintea lui Dumnezeu. A trecut împăratul acesta și a venit fiul lui, care îl văzuse pe taică-s-o ce făcuse. Și Ezechia, când a ajuns împărat în prima lună a domniei lui, primul decret, primul ordin care l-a dat, a zis, deschideți casa lui Dumnezeu. S-a deschis casa lui Dumnezeu și au început să vină binecuvântările lui Dumnezeu peste popor. Și să ridică copilul lui, care știuse ce făcuse tatăl și știuse ce făcuse bunicul lui. Și Manase a început să facă rău și tot mai rău și mai mult rău, până când au venit din nou blestemele lui Dumnezeu peste copiii lui Dumnezeu. Dar a ajuns și el rob și acolo și-a adus aminte că este un Dumnezeu, s-a smerit și a făcut rugăciuni. Și Dumnezeu l-a adus din rob, din prins de război, l-a pus din nou împărat în țara lui Israel. Și omul acesta a început să curețe toată mizeria care a făcut-o. A urmat copilul lui altul. Și ăsta a început să facă toate relele pe care le făcuse taică-s-o înainte de smerit. Și tot așa au mers împărații până când a ajuns și Iosia. Iosia când a ajuns împărat era în vârstă de 8 ani. La 16 ani i-a venit în inimă o dorință, 16 ani. Taică-s-o nu era lângă el să-l sfătuiască și oricum dacă îl sfătuia i-ar fi dat un sfat rău. Că taică-s-o a făcut și era rău înaintea lui Dumnezeu. Și copilul ăsta așa l-a căutat pe Dumnezeu încât l-a găsit, frați și surori. Nu era Biblie. Nu era nimeni care să-l învețe și să-i arate ce-i bine și ce-i rău.
Eu cred din toată inima că cine vrea să-L întâlnească pe Dumnezeu, Dumnezeu îi se descoperă. Și la 26 de ani, când mai prinde puțină putere, începe să facă o curățire în Israel. Și apoi zice el, haideți să ridicăm casa lui Dumnezeu, să o aranjăm. Și interesant, să găsește cartea legii. Îi se aduce în față. Și aici vreau să ajung, frați și surori și dragi tineri, vreau să vă arăt ceva. Toți citesc Scriptura. Vedeți câte păreri sunt, câte culte creștine sunt. Și dacă vorbești cu un sâmbătar, el îți spune că așa e în Biblie. Dacă vorbești cu un martor, îți spune că așa e, un ortodox așa e, pentecostalii spun că așa e. De ce atâta diferență? Când citim aceeași carte, unde-i secretul? Vreau să vă arăt ceva. Când s-a dus în față la omul ăsta Scriptura, s-a citit. Nu știu cât de-o fi citit. La un moment dat a sărit de pe tronul lui ca ars. A prins aina și a sfâșiat-o. Ce a găsit în Scriptură omul ăsta? A găsit adevărul, iubiți frați și surori. Dacă cartea aceasta nu o citim cu dorința și cu gândul să găsim adevăr în ea, numai o predică frumoasă sau știu eu alte lucruri, vom fi înșelați și nu-L vom întâlni pe Dumnezeul Bibliei niciodată. Vreau să vă arăt că omul ăsta a găsit adevărul. Era acolo și binecuvântările rostite. Și urmăriți ceva. E o vreme în care tare, tare interesante lucrurile petrecem. Să citește Scriptura, ba pentru a osândi pe cineva. Vă amintiți că la un moment dat a venit înaintea Domnului Iisus niște farisei, cărturari, cu o femeie și i-au spus, Doamne, în Biblie spune că astfel de oameni să-i omorâm cu pietrile. Și-au plecat de acolo foarte rușinos pentru că le-a arătat Hristos că nici ei nu-s mai vrednici nici ca femeia. Sunt care citesc numai ca să aducă o sândă și acuzații din Scripturi. De oamenii ăștia să vă feriți. Alții ne arată Scriptura că vorbea Domnul Iisus cu un învățător al legii și ăla vroia să se îndreptățească. Știți că noi facem tot felul de lucruri și venim cu Scriptura. În Scriptură ai dreptul să faci ce-ți zice cugetul, nu? Cugetul meu nu mă mustră. Și atunci începem să ne aducem tot felul de îndreptățări din Scriptură. Și asta, frașilor, începe să ne dezbine, asta începe să ne depărteze de Dumnezeu. Dar împăratul acesta, când i s-a citit Scriptura, nu s-a oprit numai la făgăduințe. Nu e interesant că orice predică țintește numai spre harul lui Dumnezeu și îndurarea lui Dumnezeu, numai bunătatea lui Dumnezeu. Roman, capitolul 8, versetul 23, dacă nu greșesc, sau 21, spune acolo, uitați-vă la bunătatea și la asprimea lui Dumnezeu. Noi n-am văzut asprimea încă, frați și surori. Noi ne-am oprit numai la bunătatea lui Dumnezeu. Dar împăratul ăsta, când i s-a citit Scriptura, au știut un lucru și le-au zis, mergeți, căutați un proroc, pentru că s-a stârnit mânia lui Dumnezeu peste noi. Ce ziceți, o înțeles adevărul din Scriptură sau nu? Arată Scriptura că oamenii ăștia trimiși de ei au ajuns la proroc. Și prorocul începe să le spună, așa vorbește Domnul, ai văzut bine, adevărul ai văzut, mânia mea va veni și nu se va stinge. Frașe, soră, nu vi se pare un pic interesant trăirea noastră care o avem astăzi? Noi cu nimic mai depărtată de ce trăiau Israel înainte. Trăiau cum trăiau, veneau la templu, ziceau templu Domnului, templu Domnului, erau preoți acolo, erau proroci acolo care proroceau și spunea Ierusalimul nu va fi nimicit. Din când în când se ridica câte unul și zicea fraților să ne pocăim că vine mânia lui Dumnezeu și îl puneau deoparte, n-avea voie să vorbească. Și luau cuvântul acesta cu foarte, foarte mare ușurătate. Dar cuvântul acesta unde scrie acolo să nu prea curvim și ne ferim de asta, scrie să nu bârfești, să nu urăști, să nu vorbești rău pe fratele tău. Noi nu prea curvim, dar vorbim. Și toate lucrurile astea, frașilor, nu capăt altceva decât mânia lui Dumnezeu peste noi. Trăim o vreme în care, tare interesant ar fi, aș vrea să vedem, să putem să stăm așa și să analizăm toți, și cu răpirea bisericii, când va fi și cum va fi. Frașilor, suntem într-o situație foarte grea. Foarte dificilă. Uitați-vă la noi cât suntem de tăcuți, cât suntem de moleșiți.
Să citeam dimineața aceasta și nu cred că Horea și le-o pregătit de acasă cuvântul, Psalmul 19. Legea aceasta trebuie să învioreze inima, trebuie să o facă plină de veselie, dar nu e așa inima noastră. Nu e așa inima noastră, pentru că s-ar putea să fie mânia lui Dumnezeu peste noi. Știți ce spunea omul lui Dumnezeu pe care Dumnezeu l-a iubit așa de mult, David? La un moment dat a zis, Doamne, mă usca pământul ăsta cum e la noi. De ce? Era un păcat și mâna lui Dumnezeu apăsa peste el pentru că îl vroia pentru viață. Frate și surori, nu cred că este un moment mai prielnic ca ăsta să ne întoarcem la Scriptură și să citim în Scriptură adevărul să-l căutăm. Am fost omul care am crescut între pocăiți și de micuț copil eram. Am văzut discuțiile care le făceau pocăiți în vremea aceea. S-adunau și se mustrau unul pe altul și îi spuneau, am văzut cu ochii mei când îi spunea cuiva, tu cazi aici, nu împlinești cuvântul ăsta. Și știți ce au zis? Rugați-vă pentru mine, s-au pus toți pe genunchi și au început să se roage. Nu supărare, nu mânie. La urma urmei, frați și surori, apreciez întotdeauna frați care au curajul să te tragă de mânecă. Stând aici, mi-am amintit de fratele Ghițu după o predică, m-am coborât, o dat mâna cu mine, m-a lăudat pentru predică și deja am știut că o să vină un cuvânt, un dar. Și zice, da, uite, citește versetul ăsta, aici ai greșit. Când ajunge acasă, citește el, cum am trecut liniile, bariera, că știam că merge dumnealui pe acolo, l-am văzut că a trecut de mine, m-am și oprit și am deschis Biblia, că n-am mai avut răbdare. Așa de mult mi-a părut, de bine mi-a părut, frașilor, că sunt frați care te îndeamnă și te îndreaptă. Mai aveți curajul ăsta să spuneți, frate, soră, te-ai cam stricat de când ai început pe calea Domnului. Nu mai avem, frașilor, știți de ce nu mai avem? Pentru că noi le avem pe a noastre și ni frică să ne căscăm gura pentru că ni se spune, tu vorbești. Dar în vremea aceasta, iubiți frați și surori, noi tot ne rugăm pentru trezire. Când poporul caută în cartea aceasta adevărul, poporul se va trezi. Vreți dovadă biblică? Vă arăt. Când omul acesta s-a citit despre toate lucrurile și mânia lui Dumnezeu care vine peste el, a trimis la proroc, i s-a confirmat că a citit adevărul și că a înțeles bine. Și știți ce a făcut? A luat pe toți. Pe toți mai mari s-a dus la casa lui Dumnezeu și s-au pocăit. A făcut un legământ nou cu Dumnezeu. În urma aceasta a intrat și poporul cu el în legământul acesta. Și apoi au sărbătorit ceva. Paștile, spune Scriptura acolo că Paște, așa cum a pregătit Iosia, nu au fost sărbătorite din vremea lui Solomon până la el și nici după el. Așa s-a pocăit poporul, frați și surori, când a venit la cina Domnului. Că la urma urmei noi asta le sărbătorim astăzi. Așa o mare bucurie era, pentru că au înțeles că trebuie să împlinim tot ce este scris. S-a schimbat așa de mult pocăința în ultimii ani. Și unii zic că s-a lărgit calea, eu vă spun că nu s-a lărgit calea, e tot aceeași îngustă, numai că a fost părăsită. Facem tot felul de lucru și nu mai ținem cont că este scris în Biblie, să nu trecem peste lucrurile acestea. Pentru că, frați și surori, de lucrul ăsta al împlinirii și a păzirii Scripturii ține fericirea sau întristarea noastră, cum aducea fratele Emil înaintea noastră. Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvinteze. Știți că la un moment dat s-a întâmplat ceva în Scriptură, un om lăudat de Dumnezeu în ceruri a fost încercat, Iov. Și Iov începe să vorbească despre Domnul și spunea, Domnului îi place așa, Domnului nu-i place așa. Și au venit și prietenii lui și au început să-i spună la Dumnezeu așa, lui Dumnezeu nu-i așa. Și am stat așa și m-am gândit ce lucru asemănător cu noi. Noi când ne întâlnim spunem, la Dumnezeu nu-i place aia, îi place aia. Și în timp ce ei discutau acolo, Dumnezeu în cerul să te așa asculta. Și frașe surori, a început Dumnezeu să vorbească și s-a arătat până la urmă. Ce îi place lui Dumnezeu? V-ați întrebat vreodată din tot ceea ce faceți, din tot ceea ce vorbiți, din tot ceea ce îndemnați și sfătuiți pe alții, fie noi care suntem la amvon, fie dumneavoastră între dumneavoastră și copiii, cât ținem cont de ce spune Dumnezeu că e adevărat? Imediat spunem, Dumnezeu nu se supără că faci treaba asta, dar poate că se supără. De aceea, iubiți frați și surori, trebuie să ne întoarcem la Scriptura asta și să o citim așa cum este ea. Și unde spune că e păcat, e păcat, și unde spune că nu-i, nu-i. Dar să știți un lucru,
Când un om vrea să se apropie de Dumnezeu și să ia cuvântul ăsta ca și temelie și ca baza trăirii lui, nu va fi ușor. Pentru că nu mulți te vor suna, frate, nu vrei să ne întâlnim. Nu mulți îți mai calcă pragul casei, pentru că tu vrei ceva ce ei nu mai vor. Am ajuns, frați și surori, acum să fie o luptă, nu știu cum să mă exprim, o luptă deja pierdută între oamenii firești și duhovnicești. După Revoluție mai a fost un timp în care mai erau așa anumite conflicte, astăzi deja cam am lăsat armele jos. Nu mai strigăm poporului păcat, nu-l mai spunem, ăsta e păcat cu numele. Noi vorbim în felul următor, fraților, trebuie să scoatem păcatul din adunare și biserica zice amin. Dar când începi să-l dai pe nume, începem să zice, ăla nu-i păcat, dar și ăsta e păcat. Vedeți, frați și surori, va trebui cu toată inima noastră să ne apropiem de Scriptura aceasta și când am găsit ceva și ni s-o descoperit, să căpătăm în convințare de la Dumnezeu că este adevărat. Și când ai găsit adevărul, să știți că nu mulți mai stau pe lângă tine și ăsta e un semn că prietenia cu lumea, frați și surori, e o vrăjmășie cu Dumnezeu. Un împărat înainte de Iosia, taică-s-o, Amon, avea 22 de ani când a ajuns împărat, a început să facă lucrurile stricate, lucrurile rele. Și slujitorii de lângă el, care îl cunoscuse pe tatăl-său, pe Manase, a zis, omul ăsta aduce nenorocirea peste noi. Taică s-au adus idolii și ne-au dus în robie, s-au pocăit și Dumnezeu ne-a adus binecuvântarea și ăsta ne duce iar în robie. Și l-a omorât. Și știți ce a făcut poporul? Vă citesc. Versetul 25 din capitolul 33. Dar poporul țării a ucis pe toți cei ce îl înălțise împotriva împăratului. Nu-i interesant? Poporului îi plăcea, frați și surori. Lăsați mai să fie idoli. Lăsați, ne slujim și lui Dumnezeu, trăim și în felul nostru. Vedeți, frați și surori, spunea Ieremia, capitolul 5, versetul 30, dacă nu greșesc. E vremea în care prorocii prorocesc minciuni. Le-ați văzut, le-ați auzit, să văd clar. Mai mari stăpânesc cu putere de la ei. Și spune Scriptura, dar poporului meu îi plac astfel de lucruri. Va trebui, frați și surori, să ne întoarcem toți la adevărul Scripturii, să nu avem pretenția numai cine predică să predice adevărul. Va trebui să ne placă adevărul și să-L căutăm cu toată inima și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și apoi se mai întâmplă ceva când citesc Scriptura aceasta, pentru că ea e un cuvânt care este viu și lucrător. Și spune în capitolul 2 Timotei, capitolul 3 din 2 Timotei, versetul 16 cu 17, că Scriptura aceasta a fost scrisă pentru ceva, pentru ca omului Dumnezeu să fie cumva, frați și surori, să capete un caracter duhovnicesc. Eu înțeleg, în primul an de pocăință suntem încă firești, încă avem lupte, încă, dar nu pot să pricep după 30 de ani de pocăință să mai fiu un om rău, un om care bârfește, un om care vorbește pe alții de rău și toate lucrurile, nu pot să înțeleg asta. Înțeleg că la început este o luptă, dar tot citind Scriptura, începem să căpătăm un caracter duhovnicesc după voia lui Dumnezeu. Și vă mai spun ceva, să amintea aici în poezie. O să citesc Scriptura asta din capăt în capăt și să fie un om rău și lumesc, mă credeți? Mai este ceva nevoie. Scriptura aceasta ne dă un caracter duhovnicesc, dar pe lângă ea trebuie să fie și Duhul Sfânt, pentru că Duhul Sfânt împreună cu Scriptura formează un caracter dumnezeiesc, o fire dumnezeiască. Și asta să nu uitați, frați și surori. Noi de-aia am venit la casa lui Dumnezeu și de-aia am făcut un legământ cu Dumnezeu, ca din firea noastră pământească stricată, care ne duce întotdeauna numai spre rău, să căpătăm o natură nouă, o fire dumnezeiască, să putem să ne asemănăm cu El și să ne spună într-o zi oamenii, da, uite, ăsta e ca și Hristos. Oare e posibil să fim ca și Iisus? Spune în Ioan, cine zice că trăiește, că este în El, trebuie să trăiască și El cum a trăit Domnul Iisus. Înseamnă că se poate, frați și surori. Dar va trebui să ne întoarcem la cuvântul ăsta și să luăm ca temelie de adevăr pentru noi. Și spunea Pavel lui Timotei un îndemn foarte interesant, chiar îl amintea fratele Emil aici. Îi spunea Pavel lui Timotei, până voi veni, ia seama bine
la citire. Oare de ce, frați și surori? De ce e important să iei seama bine când citești Scriptura? L-am prins pe fratele Simionuca, bătrânul, chiar după ce m-am pocăit la o sară de tineret aici. Și dumnealui avea un obicei să pună pe cineva să mai citească, zicea, citește în cutare loc. Și-o citi fratele, dar o citi greșit. Un cuvânt acolo și spunea el și mi-a rămas în minte și drept îi, dacă citești rău, cum vrei să vorbești bine? Dacă nu citim în Scriptură, frați și surori, așa cum e scris ea, cum vrem să trăim bine? Și mai zicea Pavel acolo, ai grijă la îndemnul care îl dai și la învățătura pe care o dai altora. De ce? Pentru că din pricina învățăturii acestea, poporul poate să ajungă într-o stare de neprihănire după voia lui Dumnezeu sau poporul poate să ajungă fără frâu. Domnul să aibă milă din noi și să ne călăuzească, iubiți frați și surori. Și dacă până în această vreme încă am luat cuvântul acesta și am citit, frate, 10 capitole am citit astăzi. Poți să citești 10, poți să citești și o jumătate de Biblie, poți să citești un verset și să fie degeaba. Dacă nu-l citești, să cauți în el adevărul. Vedeți, eu tot cu gândul în urmă la frații care trăiau înainte. Știți ce mă impresionează pe mine? Erau oameni care au făcut o școală, o clasă sau două, abia au învățat să socotească și să semneze. Dar când citeau în Scriptură, înțelegeau așa de bine fundamentele Scripturii, aveau așa o mare credință în Dumnezeu, că atunci când se ruga, se întâmpla pe loc. Pentru că ei au luat cuvântul ăsta și au spus, nu putem trece peste. Nu și-au permis lucruri pe care noi ni le permitem astăzi. De ce vreau să vă spun toate lucrurile astea, frați și surori? Eu am un scop în această dimineață. Doresc ca fiecare dintre noi să citească în Scriptură ce vorbește Dumnezeu. Și dacă vom găsi lucrul acesta, cu siguranță nu vom rata calea. Dar dacă n-am înțeles ce trebuie, Dumnezeu să aibă milă de noi. Când citești cuvântul acesta, îți aduce cunoștința deplină asupra lucrurilor. Că la urma urmei să știți că Biblia și legea lui Dumnezeu de aia a fost dată. Pentru ca omul să cunoască ce e bine și ce e rău. Să poată să facă diferența între bine și rău. Și când face diferența aceasta, va trebui neapărat să o și aplice. Așa se vede că are o călăuză și are un dreptar a învățăturilor sănătoase. Și Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvinteze și la lucrul acesta. Vedeți, frați și surori, Vechiul Testament și în special lucru care l-am citit în această dimineață, au fost niște întâmplări care s-au întâmplat în mod adevărat, reale. Au fost oameni ca noi, nu e o poveste. Au fost oameni ca noi. Vă amintiți pe vremea când era Gedeon tânăr? Spune Scriptura că timp de 40 de ani madianiții veneau, le luau animalele, le stricau rodurile. Vă dați seama ce foamete mare au putut să fie 40 de ani pe ei. Din pricina asta, e scris în Scriptură ceva că astea sunt niște pilde. Ei au fost o pildă pentru noi, dar pilda aceea a ajuns cuvânt. Că spune Pavel în Corinteni, tot ce a fost scris, tot ce s-a întâmplat mai înainte, a fost scris pentru învățătura noastră. Și noi ne uităm la ei, vorbim cât de slab i-a putut să fie poporul ăsta și facem ca ei, trăim ca ei, gândim ca ei, frați și surori. Nu e așa că ne punem nădejdea că venim la adunare, facem o rugăciune de mărturisire, Dumnezeu e bun, ne iartă, că... Cred asta, din toată inima cred că ne iartă Dumnezeu. Dar ieșim și de luni încolo începem din nou în aceeași alergare, în aceleași plăceri, în aceleași pofte, în aceleași frământări și nu înțelegem că zi cu zi trece și cuvântul acesta arată că într-o zi trâmbița lui Dumnezeu va suna și toți cei ce au păzit cuvântul acesta vor primi o mare răsplată, dar cei ce nu l-au primit. Dar cei ce l-au luat din când în când sau au luat numai anumite părți în seriozitate asupra cuvântului. De aceea, cred mai mult ca oricând că ar trebui să mai lăsăm puțin și telefoanele și internetele și alte lucruri, frați și surori, chiar și excursiile care le tot facem și ar trebui să ne cam punem în fața acestui cuvânt. Mi-am amintit ieri, stând acolo la maică mea sub un cais la umbră, era o vreme când oamenii lui Dumnezeu se rătrăgeau așa în pustietate și îl căutau pe Dumnezeu cu toată inima. La un moment dat, Solomon avea un obicei
Se trăgea deoparte și începea să se roage și Dumnezeu i s-a descoperit. Și s-a descoperit până acolo încât a primit o mare făgăduință că nu este nimeni ca el. Dar în clipa în care l-a găsit pe Dumnezeu a început să se relaxeze. Și tot mai mult și tot mai mult până când a început să aducă tămâie idolilor. Credeți că la noi nu-i la fel? Uitați-vă, fraților, la lucrurile care se părândă în mijlocul nostru și în care noi trăim. Mai vorbim despre oamenii din lume. Ei fac așa, ei fac așa. Dar noi nu avem icoane pe pereți. Da, ei au. Dar noi avem altceva, au și ei. Ce să vă spun ce nu au ei și nu avem noi, frați și surori? Ce au ei și nu avem noi? Sau invers. Dacă înainte nu veneau la pocăință pentru că ziceau că suntem sărătoci și așa și așa, acum nu mai pot să vină că nu mai țin pieptul, nu mai țin față la lucrurile cum ne îmbrăcăm noi. Uitați-vă la o nuntă, că e vorba de nuntă, nuntă de biserică, de pentecostal și la una de ortodox. Care e diferența? Vedeți-vă o diferență? Muzică, atât. Vedeți, frați și surori, lucrurile astea nu vi le spun cu ușurință, pentru că în mijlocul dumneavoastră sunt și eu. Și dacă e cineva vrednic de mustrare, sunt și eu. Dar din dragoste pentru lucrarea lui Dumnezeu, vreau în această dimineață să ne trezim. Că nu se poate merge în cer oricum. Da, să mai cântă, hai în cer, ce mai stai? Dar înaintașii noștri cântau pe flori în cer, nu poți fi dus când alții s-au luptat. Nu vi se pare așa prea ușoară pocăința asta? Repede să mergem în cer. Și vă mai zic ceva, fraților. Mâna lui Dumnezeu apasă peste noi, tot mai mulți bolnavi avem. Tot mai multă vreme trece și nu se vindecă. Ăsta e un semn că Dumnezeu dorește ceva de la noi. Și știți ce vrea? Să recunoaștem că nu i-am fost credincios în toate lucrurile. Da, ne dăm mari pentecostali, ne dăm mari mântuiți. Odată ce am fost mântuiți, Dumnezeu îi bun și ne duce în cer, nu-i așa? Puterea noastră slăbește de la an la an. Nu m-ar mira într-o zi, o apărut verigheta de aur, o apărut și inelul de logodnă, nu mă miră ca în scurtă vreme să apară și lățișorul și după aia și cercei în urechi. Și toate lucrurile astea le facem sub ungerea și sub călăuzirea blândă a Duhului Sfânt. Oare adevărat? Amintea aici, fratele Ora, de un lucru. Știți, frați și surori, că era o vreme când baticurile astea subțireale care le purtați dumneavoastră erau păcat. Atunci, în vremea aia, ziceau frații, Duhul Sfânt i-a descoperit anumite lucruri. Acum lucrul s-a întors invers cu totul. Nu vorbesc numai de îmbrăcăminte și de un batic. Și acum tot Duhul Sfânt ne călăuzește și pe mine asta mă încurcă tare. Păi când au avut Duhul Sfânt dreptate, atunci sau acum? Sau ce s-a întâmplat? S-a întâmplat, frați și surori, ca și poporul ăsta ne-am pierdut setea după adevăr. Citim în Biblie câte ceva. Cine convine, cine place, predicăm câte ceva nederanjant în așa fel încât nimeni să nu se supere, mergem acasă și credem că astăzi ne-am împlinit datoria față de Dumnezeu și spunem amin și slăvit să fie Domnul. Am venit din lume, frați și surori, am fost la troca aceea celui rău, am gustat-o, îi știu gustul, știu cum arată bucatele alea și le văd astăzi. În mijlocul nostru le servim. Și totuși nimeni nu zice rău, rău, rău. Haideți să ne pocăim, frați și surori. Că n-avem nimic în lumea aceasta, în afară de sufletul care ni l-a dat Dumnezeu. Și copiii ai cât îi ai lângă tine, să te poți duce cu ei în cer sau poți să nu mergi cu ei, că nu e hotărârea și alegerea și nu stă în puterea ta. Dar sufletul tău ți l-a dat Dumnezeu să ai grijă de el. Și aș vrea din toată inima, în vremurile astea din urmă, măcar noi, frați și surori, să ne întoarcem la Dumnezeu. Dacă alte biserici vor să meargă în vestul lor, problema lor, dar eu doresc copiii mei să crească într-o adunare în care cuvântul e la înălțime, frați și surori, și dacă cuvântul a fost scris ca nimeni să nu-l calce, haide să nu-l călcăm. Dumnezeu să fie lăudat în toate și Dumnezeu să fie binecuvântat. Acum vă mai zic ceva, cuvântul ăsta, frați și surori, nu se deslușește decât prin el însuși. Și asta e un lucru la care vreau să vă rog să meditați și să cugetați. Și nu dumneavoastră neapărat, ci mai în vârstă, în special pentru cei tineri.
Pentru că citim anumite cuvinte, luăm niște cărți și dintr-o dată Biblia are altă înfățișare. Eu vreau să vă spun un lucru care e arătat în Scriptură și oamenii lui Dumnezeu care-s lăudați au arătat același lucru, același lucru vorbesc. Cum putem cunoaște dacă cuvântul care eu îl predic, care dumneata îl predici, care îl trăiești, e cuvântul adevărat? E cuvântul care să te ducă sigur pe calea cea bună. Uitați-vă ce spune Pavel lui Timotei în 1 Epistolă, capitolul 6, cu versetul 3. Dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos, și ascultați cu atenție, și de învățătura care duce la evlavie. Asta-ți Biblia adevărată. Când vii cu o învățătură de tot felul, și nu se vede în tine că ești un om evlavios, când Dumnezeu nu poate să spună că ești un om evlavios, ai primit o altă evanghelie și nu vă mirați că o altă evanghelie a început să se nască de pe vremea lui Pavel. În vremea în care noi trăim, cei care au adus erezii nimicitoare pe furiș, deja și-au făcut lucrarea foarte bine, frați și surori, și rădăcina evangheliei astea au intrat adânc în mintea și în inima pentecostalilor și a pocăiților. Dar eu din toată inima îmi doresc un lucru, Dumnezeu să ne trezească. Și în această zi vreau un lucru să mergeți acasă și în mintea dumneavoastră să rămână proaspăt. Vă întreb, fraților, vreți să fiți cu Domnul în împărăția Lui? Gândiți-vă cu mare seriozitate la sufletul dumitale și la casa dumitale, pentru că este vremea să spunem ca și Iosua, cât despre mine și casa mea. Vom sluji Domnului, nu oricum, că dacă este cineva în Hristos, va trebui să se curățească după cum El însuși este curat. Și vă mai citesc ceva, frați și surori, și cu asta și închei, și într-un mod deosebit pentru tineri, pe ei am în vedere. Țineți minte ce vă spun, că Scriptura arată un lucru. Dacă ne uităm în 1 Ioan, capitolul 3, cu versetul 7, spune în felul următor: copilașilor, nimeni să nu vă înșele. Cine trăiește în neprihănire, este neprihănit. Nu cine trăiește în păcat și o carte doctrinară îl socotește neprihănit. Cine trăiește în neprihănire, este neprihănit. Și versetul 10 e foarte important de asemenea. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu trăiește în neprihănire, nu este de la Dumnezeu. Scurt, frați și surori, învățătura lui Dumnezeu e clară, așa cum s-o citea Psalmul 19, e foarte simplă. Luminează, veselește inima, mustră, sfătuiește, pentru ca noi oamenii lui Dumnezeu să fim destoinici, desăvârșiți și destoinici pentru orice lucrare bună. Rămân la cuvântul acesta și dacă vreți, haideți să ne și ridicăm în picioare. Și aș dori ca rugăciunea aceasta care o facem, fraților, să fie îndreptată spre Duhul lui Hristos. El este denumit Duhul adevărului. Când Duhul acesta se coboară într-un om, îl va călăuzi întotdeauna numai în lumină și în adevăr. Haideți să-L rugăm ca în această vreme Dumnezeul acesta, Duhul Sfânt, să ne dea lumina adevărată. Amin.
Stăm ridicați înaintea Domnului și am vrea să cântăm, pentru că avem tema aceasta frumoasă despre Cuvântul lui Dumnezeu, de Cartea Legii. Eu am o carte ce o iubesc, Biblia e cartea ce o citesc. Al ei cuvânt mă învață mereu ca să iubesc pe aproapele meu. Și dintre câte cărți eu am citit, nicio carte eu nu am întâlnit. Haideți să cântăm cu toții. Eu am o carte ce o citesc, Biblia e cartea ce o citesc. Al ei cuvânt mă-nvață mereu, ca să iubesc pe-aproapele meu. Și dintre câte cărți am citit, eu nicio carte n-am întâlnit. Iubire, pace, suflet să-mi dea, nu-i nicio carte ca Biblia. Dintre câte cărți am citit, eu nicio carte n-am întâlnit. Iubire, pace, suflet să-mi dea, nu-i nicio carte ca Biblia. Odihnă, pace, suflet primesc. Ia de Iisus mi-a vorbit, cum pe Golgota a fost răstignit. Dintre câte cărți am citit, eu nicio carte n-am întâlnit. Iubire, pace, suflet să-mi dea, nu-i nicio carte ca Biblia. Și dintre câte cărți am citit, eu nicio carte n-am întâlnit. Iubire, pace, suflet să-mi dea, nu-i nicio carte ca Biblia. Amin. Mulțumim Domnului pentru dimineața aceasta, pentru cuvântul primit din partea Lui, pentru toți cei ce au slujit, Domnul să-i binecuvinteze. Pentru după masă, la orele 16:30, cei ce sunt înscriși pentru botez, pentru cateheză, vor veni la casa Domnului. La orele 18 ne întâlnim din nou pentru a fi la părtășie, pentru a sluji, pentru a asculta cuvântul lui Dumnezeu, pentru a ne închina aici. Aș vrea să amintesc că avem pe hol la ieșire și la intrare, avem acea cutie unde se fac donațiile pentru Prodeo. Despre lucrul acesta s-a vorbit, fratele Daniel a amintit mai multe lucruri, cunoașteți motivația pentru care facem lucrul acesta, toți cei ce aveți pe inimă lucrarea aceasta, aveți inima deschisă și faceți-o cu bucurie și Dumnezeu vă va răsplăti. Pentru duminica viitoare, la slujba de dimineață, vom avea binecuvântarea unui nou născut. Fratele Daniel Șuteu își va aduce odrasla la binecuvântare. Ne despărțim din casa Domnului cu harul, pacea și binecuvântarea Lui. Frați și sori, s-a amintit de două ori versetul din 2 Timotei 3:16. Acolo cuvântul Lui Dumnezeu ne spune, cuvântul ne învață, ne mustră, ne îndreaptă.
Haideți să ne lăsăm îndreptați. Vom avea numai de câștigat. Dacă tot ni se repetă niște lucruri, înseamnă că e ceva acolo, trebuie să punem în rânduială. Ne rugăm Domnului să ne dea putere. Ne despărțim de aici cu pace în suflet. Bucuria Domnului fie peste noi și casele noastre. Amin. Suntem liberi.